om de teatru și film, Dan Puric este actorul, eseistul, regizorul și omul spectacolelor de televiziune care s-a născut în Buzău pe 12 februarie 1959. Spectacolele sale, dintre care sunt de amintit Toujours l'amour, Costumele, Don Quixote sau Made in Romania, au fost jucate în mai multe țări, semn al recunoașterii valorilor artistice create de buzoianul, absolvent de IATC, la clasa preputatului Dem Rădulescu. Despre extraordinarele spectacole de pantomimă realizate de Dan Puric, trebuie subliniat că sunt de asemenea apreciate, multe dintre ele fiind transmise de televiziuni precum BBC Belfast, Royal College, Dreisat Frankfurt sau RTL Luxemburg. Actorul și regizorul Dan Puric are o viață și dincolo de scenă. Astfel, la sfârșitul anului 2011, a semnat un mai nou volum al său cu titlul Fidem. Apariția are loc după ce autorul a mai scris Omul frumos și Cine suntem, această ultimă lucrare fiind editată în 2008 și tratând subiecte legate de sensul vieții, morții și al suferinței și înscriindu-se astfel într-o temă de sorginte ortodoxă. Puric este astfel catalogat de Dan Ciachir, semnatarul prefeței lucrării, ca un apologet ortodox, iar de către Gheorghe Ceaușu, cel care scrie postfața lucrării, un foc nestins.